Rusia a bombardat din nou Ucraina. În această dimineață, un atac cu rachete a fost în Zaporojie, oraș aflat la 50 de kilometri de cea mai mare centrală nucleară din Europa. A fost vizată și regiunea Odessa, iar în Vinița, o centrală termică a fost lovită cu drone kamikaze. În adresarea sa către națiune, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina nu poate fi intimidată și că autoritățile fac totul pentru a obține sisteme moderne de apărare aeriană și pentru a consolida forțele armate. Așa a arătat dimineața în Zaporojie. 12 rachete C-300 lansate de Rusia au lovit obiecte publice. Salvatorii au eliminat incendiul care s-a produs pe o suprafață de 100 metri pătrați. Au fost lovite mai multe clădiri civile, o instituție de învățământ, o unitate medicală și clădiri rezidențiale. Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina lucrează la o rezoluție pentru adunarea generală a ONU, prin care să condamne Rusia pentru teroarea sa și că este recunoscător partenerilor care accelerează livrarea sistemelor moderne de apărare aeriană. Ocupanții deja nu ne pot opune pe câmpul de luptă, de aceea recurg la această teroare. Ei bine, vom face câmpul de luptă și mai chinuitor pentru inamic și vom restaura tot ce a fost distrus. Este doar o chestiune de timp, a punctat Zelensky. В частині міст, в частині регіонів, де електропостачання було перервано через обстріли, подача електрики вже відновлена. Україну неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Ieri Rusia a bombardat masiv mai multe orașe ucrainene, inclusiv capitala Kiev. Din cele 84 de rachete rusești lansate împotriva Ucrainei, 43 au fost doborâte. Din 24 de drone rusești, 13 au fost doborâte. Cel puțin 19 oameni au fost uciși și alți 105 au fost răniți. Forbes Ucraina a calculat că atacul cu rachete a costat pe ruși între 400 și 700 de milioane de dolari. Vladimir Putin a recunoscut bombardarea Ucrainei, dar a negat atacurile asupra civililor, deși imaginele demonstrează contrariul. NATO și mai mulți oficiali ai Uniunii Europene au condamnat atacurile rușilor și au reiterat sprijinul lor pentru Ucraina.